Bună, iubitelor! Bine ați venit în casa mea, eu sunt Janina și astăzi, fiindcă a început înscrierile pentru giveaway ca să slăbim până de Crăciun, astăzi m-am dus să fac cumpărături și vreau să vă arăt video, vă fac un video în care o să vă arăt tot ce mi-am cumpărat eu cam pentru a începe acest regim alimentar sănătos, ca să fim frumos așa de Crăciun. Să ne putem îmbrăca cu rochița aia roșie, frumoasă, frumoasă. Haideți să vedem ce am cumpărat. Am cumpărat banane. Bananele conțin potasiu și pentru cine face activitate fizică este foarte important. Înainte de activitate fizică, consumați o banană. Vorbim de activitate fizică, palestre, chestii din astea un pic mai intensive. Consumați o banană, ajută la mușchi. Ouă. Eu cumpăr întotdeauna ouă biologice, iaurturi grecești cu 0% de grăsime. Eu le iau pe astea pentru că îmi plac. Puteți să folosiți și iaurt grecesc normal. Am luat să încerc pe ăsta cu piersici și ăsta cu vanilie. Salată. Am luat feta greca, care ar fi cam ca brânza noastră, are mai puține grăsimi și câteodată așa cu o salată amestecat este foarte bună. Am luat o grămadă de castraveți, eu nebunesc după castraveți și sunt bune așa și să-i mănânci când ți-e foame, că nu au calorii, sunt plini de apă și foarte nutritivi. Am luat o cutiuță de cavolete din Bruxelles. Fetei mele îmi plac foarte mult și mie îmi plac tare, tare mult. Eu folosesc făina aceasta în cazul în care vreau să pregătesc ceva. Este făină de Manitoba. E mai puțin rafinată. E o făină de tip 0. Am luat niște păstăi. Fasolică de asta așa bună, bună. Toate conțin și foarte mult fier. Și sunt foarte indicate pentru copii mai ales. Deci încercați să le dați și la copii. Mi-am cumpărat încă un borcanel de semințe de chia. Sunt astea. Semințele de chia eu le folosesc în iaurt, în lapte. Chia sunt niște semințe foarte nutritive, conțin foarte mult fier, sunt foarte indicate în regimurile alimentare pentru persoanele anemice, care au anemie. Deci, dacă le găsiți, cumpărați-le și folosiți așa o linguriță pe zi, că este foarte, foarte bun. Ca de obicei, am cumpărat sarea roz, conține mai puțin sodiu. Mi-am cumpărat niște alune, eu le folosesc dimineața, mănânc 10 alune din astea sau 10 migdale sau 4 jumătăți de nuci, deci 2 nuci. Dimineața pentru că conțin omega 3, anticolesterol, au grasuri insaturi, adică care nu absorbe în corpul nostru și sunt foarte indicate pentru toate regimurile alimentare. Fructa seacă este, eu o recomand pentru, și pentru fetele care vor să ia în greutate, care sunt sub greutate, să mănânce fructe din astea pentru că sunt în primul rând hrănitoare, e bun pentru circulația sângelui și mai ales faptul că conține omega 3 ca toate fructele seci și ca păstrăvul și peștele în general, ajută și la memorie. Un borcan de murături de castraveciori pentru momentul în care ți-e foame rău, 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 desfaci ăsta e unul și trece foame, că e acru de mori. Fasole și ceci. Ceci sunt năutul. Năutul, da? Când vreți să faci ceva mai repede, așa, desfaci o cutie de asta. Eu scurg întotdeauna lichidul care l-are, apa care l-are înăuntru, că îmi place băloasă, așa. Și o trec prin apă, o clătesc așa cu apă și fac un pic de salată, cu un pic de roșii, cu... și merge. Dar când se mănâncă legume, trebuie să evitați să legume. În Italia astea sunt legume, nu știu la noi. Nu cred că sunt legume. Nu știu cum le spun la astea. Vabbè. Oricum, ne-am înțeles. Fasolea, năutul, lentichia, linte. Ok. Fasolea,
năutul și lintea, când o mâncați, nu trebuie să mâncați pâine, pentru că ele conțin carbohidrați aproape ca pâinea și, și conțin și proteine ca și carne. Deci cu un borcan, nu o să-l mâncați tot, o jumătate de borcan din asta e ca și cum ai mânca un pic de carne cu pâine. Deci nu mâncați pâine cu fasolică, dacă vreți să slăbiți, normal, chestia asta e normal. Niște aciughe, am mai cumpărat o pungă de avena. Fetelor, când o să montez video, o să vă spun, o să vă scriu cum le spun în românește. Și astea sunt biologice, eu încerc întotdeauna să fac biologice, dacă aș avea o curte, eu mi-aș pune tot în grădină. Și am mai luat semințe de quinoa, eu le folosesc, sau nu poate mânca cu verzituri, cu orice, e un fel de cuscuz, așa seamănă, un pic mai, rămâne mai cremos, nu rămâne sec ca cuscuz. Am mai luat o pungă de milio, de corticat, adică fără coajă, și ăsta fac simile ca quinoa. Am luat lăpticul degresat, are 2% de grăsime, de curcan din ăla copt, vi-l arăt așa să vedeți de ce e vorba. Și o să aduc așa, folosesc 480 de grame, v-am spus că v-am dat dozele pe grup. Dacă vă duceți pe grup, vedeți că v-am dat toate indicațiile alimentare pentru o alimentație sănătoasă. Vă aduc aminte din nou că eu, prin meseria mea, pot să dau sfaturi alimentare. Ar trebui să și le urmez, dar e mai greu, dar promit că de mâine, adică de luni, mă pun la regim, poate slăbesc și eu până de Crăciun și câștig eu 100 de euro. Nu câștig eu. O să vă dau la cine slăbește 10% din greutate și celelalte premii pentru fetițele care ne ajută să slăbim. Deci nu uitați să vă scrieți în grupul Janina Italian Style și să ne ajutați așa un pic. Am luat mozzarella pentru copii. Eu i-am luat altfel de mozzarella, mozzarella light, cu mai puțin grăsimi. Eu am luat mozzarella asta, cu mai light, mai puțin grăsimi. Deci vă spun diferența. Asta are gras 9% și asta normală are grăsime 18%, deci la jumătate mai economisim ceva grăsim. Am mai luat un iaurt din ăsta cu fructe, cu 1,8% de grăsim. Prea mă omor eu cu astea pentru că au zahăr și le evit. Poate la degustarea de dimineață le folosesc, după masă evit să mănânc chestii de-astea dulci. Am cumpărat și ton. Eu îl iau ăsta în oliu de oliva. Îl scurg întotdeauna pentru că îmi place uleiul ăla. Nu adaug alt ulei. Îl scurg bine și îl amestec cu ce în salată sau cu roșii sau cum vreau eu să-l fac. E bun și cu paste. Cu sos și cu paste, dacă vreți să faceți la copii, nu mai pomenit. Și mi-am luat și niște lapte kefir, care ar fi laptele bătut, laptele nostru bătut. Vă spun că au grăsă 1,5%, e foarte bun. Pâinică integrală, asta e integrală. Și am cumpărat zucchine, sunt foarte bune, fierte, nemaipomenite, ulei de măsline. Eu iau din asta, uleiul de măsline are foarte multe proprietăți, eu folosesc și în masca mea pentru păr, în care folosesc unt de cocos, ulei de măsline, un ou și miere, îmi face părul nemaipomenit, este foarte, foarte bun. Și am mai cumpărat roșii uscate. Poza aia sunt eu când eram slăbuță. O țin acolo ca să mă văd mereu, să-mi aduc aminte cum sunt, dar cred că mai bine aș pune una când sunt acum, când sunt grasă, ca să mă văd, că așa mi se pare că sunt tot slabă. Deci n-a fost o idee prea strălucită că am pus poza aia, pentru că e pe
șifonierul unde am, unde au ăștia mici și dulciurile și am pus-o, că am zis eu ca să nu intru acolo, da, de unde, că nu funcționează chestia asta. Deci sper că video v-a plăcut, nu uitați să dați un degetuț așa în sus. Deci sper că video v-a plăcut, ne vedem la următorul video. Ciao!